întrebăm pe doamna să vedem care e și potrivit pentru clasa 0. E bine, da? Pentru Sofia, pe 11 septembrie, va suna pentru prima dată clopoțelul. A venit cu părinții să-și caute ghiozdan. Place cu cățelul, dar am găsit unul cu căluț. Ați pregătit un buget anume sau... Ne-am gândit undeva la 2000. Trebuie să luăm copilului tot ce are nevoie. Ghiozdan, birou, hainuțe de școală am cumpărat... O sumă uriașă pentru cei mai mulți dintre părinți. Acesta este și motivul pentru care cumpărăturile necesare începerii noului an școlar se fac din timp. Am cumpărat ghiozdan, ceva de îmbrăcat, caiete mai trebuie să mai luăm, dar mereu suntem pregătiți. Am văzut, de exemplu, acesta costă 400 de lei. E prețul ușor ridicat, dar vedem dacă acum și ce îi place și lui, important e să-i placă. Părinții au cheltuit de anul trecut peste 2000 de lei pentru începerea noului an școlar, arată datele unei companii de cercetare de piață. Banii au fost folosiți pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, dar și pentru o parte din manuale. Față de 2021, cheltuielile au crescut cu mai bine de 50%. Anul acesta, părinții trebuie să se aștepte să plătească cu alte 15% în plus. De exemplu, cu greu poți să găsești un model de ghiozdan sub 100 de lei. Pentru un set de 5 caiete dictando și 5 de matematică tip A4 de 60 de file, părinții trebuie să plătească peste 120 de lei. Penalele pot costa mai mult decât un ghiozdan dacă sunt echipate cu toate cele necesare, de la creioane colorate până la ascuțitoare și chiar rigle. Numai pentru strictul necesar, părinții trebuie să plătească cel puțin 400 de lei. În prima fază, un părinte începe cu achiziționarea ghiozdanului, penarul, după care trec la partea de caiete, coperți, etichete, pe urmă vorbim de instrumentele de scris, articolele pentru desen și dacă copilul mai are nevoie de ceva ulterior, revine în magazin. Cine face cumpărături din timp, profită de promoții care sunt valabile și în mediul online. Avem stocuri mult mai mari decât anul trecut, avem prețuri cu cel puțin 10% mai mici versus anul trecut, multe comenzi se fac pe ultima 100 de metri sau înainte de începerea școlii. Comercianții se așteaptă ca în următoarele 3 săptămâni vânzările să crească cu 20% față de perioada anului școlar.